Gelul năpraznic este și un pericol pentru oamenii fără adăpost. Vremea rece se face resimțită cel mai bine de către boschetari care sunt nevoiți să îndure frigul zi de zi. Unica șansă a acestor persoane este centrul de triere unde se pot adăposti pe timp de noapte. Oamenii fără adăpost se chinuie zilnic cu soarta pe care o au, trăiesc pe străzi și sunt răpuși de frigul necruțător. Surprinși de gerul năprasnic, boschetarii se luptă pentru supraviețuire. În Chișinău, singura lor speranță este centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil. Aici, aceste persoane se pot bucura de mese și de paturi în încăperi încălzite. Avem câteva paturi pleante, avem niște saltele care le așternem pe jos, pe mădăi, prin coridoare, dar depinde de cantitatea oamenilor. Până la 8 seara până la 8 dimineața se află în centru. Încă dimineața și seara ajutăm să aranjeze la lucru, cum lucrăm cu oficiu forțe de muncă. Depinde de dânsii dacă doresc. Centrul poate găzdui doar 70 de oameni, însă în condițiile când vremea este geroasă, vin mai mulți. Astfel, la moment, în acest centru de triere sunt 84 de persoane. În afară de un loc unde pot să doarmă și să mănânce, aceste persoane primesc și ajutor umanitar sub formă de îmbrăcăminte. Cel bolnav, la mine e varicos, n-ar așa nevim, știți? Eu cu băsul, merg cu băsul și cam greu să cauți ceva. De mâncare ceva și la cup și... Nu știu cum era, dacă centrul este nu erau. Sunt foarte buni oameni, slavă Domnului, își hrănesc și îmbrăcăminte deau și spălat, normal. Slavă Domnului. Noi suntem aici, eu cu mama sunt, da, aici, da, apartamentul meu personal, tata l-a vândut și ne-a lăsat pe drum. De-am de vreo 4 ani. Я сюда попал, просто я расстался с женой, когда и у меня сын от нее, и учитывая то, что сказать, что я был пьяницей там или кто-то, просто я не стал таким богатым человеком. И в связи с этим ей не захотелось со мной жить. Acum, pe timp de iarnă, s-a majorat numărul boschetarilor plasați în centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil. Aici, aceste persoane pot beneficia de asistență socială și anumite servicii timp de 3 luni. Acest boschetar este de ani buni rămas pe drumuri după ce și-a pierdut apartamentul, iar cei 2 copii ai săi au uitat de dânsul. Niciodată în viață n-a să aleg așa. Se întâmplă că nu-i... timp de iarnă, unii te duci. Dar aveți familie, aveți copii? E, am o familie ca aurul. Baba a murit, dar au rămas copii și eu am rămas într-o parte așa. Câți copii aveți? Am Doina și Radu. Ei nu vor să vă ajute? Nu, că de asta. Ei nu m-au văzut până mai avut 7-8 ani. Deși suntem în prag de frumoasele sărbători de iarnă, oamenii străzii trăiesc cu ziua de azi și nici nu se gândesc că vor putea face ceva deosebit în zilele de sărbătoare. De ceva, ce de se obișnă de văd. Văd pe zdravlinie, să nu îngodăm. De nicac, spate pe tumat, voi. În sezonul de iarnă, polițiștii au intensificat raziile pentru a depista oamenii străzii și a-i plasa la centrul de triere. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisariatului General de Poliție, Adrian Jovmir, zilnic sunt găsiți 15-20 de oameni fără adăpost, majoritatea fiind din raioanele țării. Poliția Municipală a intensificat acțiunile de depistare a persoanelor fără loc permanent de trai, care sunt transportate la centrul de triere a vagabonzilor, în subordinea Comisariatului General de Poliție, unde sunt introduși în baza de date, sunt ținuți doar 3 ore, după care sunt transportați la centrul de triere pentru vagabonzi din strada Haltei. Practic, în fiecare seară sunt desfășurate aceste razii, sunt depistate în jur de 15-20 de persoane. Deși gerul a pus stăpânire pe întreg teritoriul țării, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență, Petru Craveț, susține că în ultimele 24 de ore n-a fost internată nicio persoană cu hipotermie. Menționăm că anual, în centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, sunt plasați între 450-550 de oameni fără adăpost. Potrivit statisticilor, în capitală sunt peste 3.000 de boschetari.